Neața, doamnelor, domnilor, concurenții celui mai dur show de televiziune din România s-au adunat pentru a vedea împreună primul episod. Cu siguranță astăzi aflăm lucruri din interior. Încerc ca să nu deranjăm, da? Mă scuzați că vă deranjez, păi aveți voie să vorbiți așa între echipe, că ați fost concurenți, ați luptat? Am fost, nu mai suntem, deși am când eram. Am concurenți, dar ne-am înțeles foarte bine. Care a fost cel mai dificil moment pentru tine? Deci îți spun sincer, uite la fața mea, de rachet rus, acum am făcut o crimă. Cel mai greu a fost să fac autostopul și să mă ia cineva dintr-o parte în alta. Nu m-a luat, frate, nimeni, nici pe mine, nici pe fratele meu. Încercam, ne doream, vorbeam frumos cu ei, nu ne lua nimeni. Cel mai dur moment în care te-ai certat cu Liviu Vârciu atunci în concursul ăsta a fost un moment în care vă înțelegeți destul de bine. Ne înțelegem foarte bine. Au fost momente, sigur, tensionate, în care ne-am certat, am țipat unul la celălalt, ne-am înjurat ca așa între băieți, dar noi ne-am revenit repede. Alții nu și-au revenit. Aia e problema. Noi după 5 minute eram la fel, că aia era treaba, înțelegi? Eram împreună, dormeam, mâncam, ne-am și spălat, ne-am spălat pe spate, aveam niște solzi. Necu, să te cerți cu omul și vom să faci baie cu el. Necu, era doar la mișto pentru camere, a spins-o. Aia. Și prietenia pe care am sudat-o mult mai mult, în afară de eu și Andrei. E singurul care ne-a lipsit acolo, singurul cu pe care nu l-am putut face împreună. În rest, pe cuvântul meu, dacă nu le-am făcut pe toate. V-ați certat, care a fost cel mai greu moment? Am certat-o eu pe ea, chiar era în promo. Deci de certat nu ne-am certat, poate o dată, dar mai mult... Așa să vă zic acum, în premieră și în exclusivitate, ca nu, unde și-a făcut Angelina Jolie, mi-am făcut, ia uite, în limba Khmer, da, în Cambodgia. Deci de același tatuator, făcut manual, bătut manual. Aveți la fel? Da. Deci literele noastre. Acolo a fost, deșertajul a fost mărul discordiei, acolo ne-am certat rău de tot. Și-a făcut Angelina Jolie și nu fac eu? Ce m-a rugat, dar vreau să te întreb ceva. Sigur ăla nu era puțin ciupit? Că eu nu-mi dau seama, nu înțeleg. Toată lumea așa a zis când... Știi de ce? Pentru că s-a grăbit foarte tare, știi? Și n-aveam răbdare și l-a bătut un pic nașpa. Dar știi ce e? E manual bătut, asta e important și sunt foarte noroc. În primul rând, felicitări, sunteți foarte tare. Da, așa considerați? Acum chiar îmi vine să râd când văd, dar atunci eram teribil de prins și în... M-am văzut plângând, acum râdeți. Da, eram disperată, toată lumea când a văzut spotul ăsta publicitar, spunea: Doamne, te-am văzut plângând, jucai teatru? Nu, chiar eram disperată. Vreau să-mi spuneți așa, doamnă, a fost un moment în care au fost multe momente grele, în care v-ați supărat mai tare pe el sau invers? Nu, dar n-au fost momente în care să ne supărăm unul pe altul. Cel mult eram eu supărată pe mine că nu-i pot oferi suportul pe care și l-ar fi dorit. Nu suportul, nu puteam să-i ofer jumătate de echipă pe care și-o dorea. Un moment foarte dificil, în care v-ați supărat, că de atâta oboseală și oameni să vă supărați așa, să fie un moment mai dificil? Una cu cealaltă, dar nu ne-am supărat nici măcar o dată. Și de fiecare dată când ne-am avut un moment foarte dificil, ni l-am rezolvat atunci pe moment, pe loc, ca să nu cumva să trecem mai departe și să acumulăm frustrări, să ne certăm. Niciodată. Ne-am mirat și noi de treaba asta. Ginuța, nu prea am iubit-o în Asia pe Gina, trebuie să recunoaștem. Nu. Și ne-am zis asta. Ne scotea din toate mașinile. Din mașini, dădea jos să facem aia, să facem aia. Ne punea să facem o groază de tâmpenii și noi nu voiam să le facem. Eu știu. Noi am zis, în România te iubim, în Asia nu. Mă încearcă din nou aceleași emoții pe care le-am trăit acolo. Este incredibil. Mie tot nu vine să cred că suntem noi. Mă uit și nu vine să cred că noi am făcut chestia asta. Tu dai seama, noi am făcut chestia asta. Neața cu Răzvan și Dani.